Poros să-mi dai voie să ia cola de fămi unui om pe care la oricine e mai bun prieten. Pentru că și contabilii au prieteni, pentru că îl cheamă Aurel Andrei. Aurel, te invit pe scenă. Aurel Andrei, cel mai bun prieten al Carolinei Andronic. Susținerea antreprenoriatului românesc prin servicii contabile de calitate, președintele CECAR București. Bună seara, să rămână. Mulțumesc, Carolina, o surpriză extraordinară. Mulțumesc prietenului și omului Dan Andronic, mulțumesc Vigil, mulțumesc tuturor celor care ați participat la tot ce înseamnă ultimii 30 de ani România. Înțeleg că acesta este subiectul și tema acestei întâlniri. Sunt extrem de onorat că am fost apreciat, că am pus și umărul în ceea ce înseamnă pe bucățica mea de activitate ca și profesionist contabil. Am 27 de ani de expert contabil și pentru mine asta înseamnă viața pe care o dedic, să spunem așa, chiar și acestei țări, pentru că până la urmă fiecare bucățică din noi trebuie să conducă spre o zonă în care să spunem că am contribuit cu ceva. Bineînțeles că în primul rând trebuie să felicit și să spun la mulți ani echipei Capitale, venimtul zilei, și aș ura un lucru pe care și pentru care am luptat în toată această perioadă, se numește acea independență. Cum îmi doresc pentru profesia mea independența profesiei noastre, profesiei liberare, care înseamnă expertiză contabilă, contabil autorizat, expert contabil, așa doresc independența presei, pentru că știu că este un lucru de preț. Vă mulțumesc!